se află într-o stare perfectă, în condiții fizice foarte bune. A crescut eventual în condiție fizică, în condiție tehnică, multe elemente tehnice și am învățat mișcarea, am pus accent foarte mult pe mișcare cu el, să miști, pentru că în Brașov categorie e foarte importantă mișcarea în luptă. Și a crescut, mai colaborăm și cu diferite cluburi, mergem la sparing-uri în diferite cluburi, ei vin la noi, facem o colaborare strânsă pentru a crește și el a crescut destul de bine. În primul și în primul rând este lucru, munca la antrenament, munca zi de zi, asta se vede, competiția este ca un examen, munca zi de zi, el ești acolo. În al doilea rând foarte mult, foarte mare importanță are starea emoțională. Ar trebui luptătorul, când prinde ring, el se luptă cu emoțiile lui, dacă el învinge emoțiile lui, atunci el poate, starea emoțională o poate controla. Pentru că la orice moment, foarte mult pentru respirație, pentru starea lui, are mare importanță, are psihică și emoțională. Da, este o piramidă destul de importantă pentru mine și am o mare răspundere, dar aș vrea foarte mult să fie acel probabil revanș împotriva lui Danilenko. Și, într-adevăr, sunt deja două, adică principale, și revanșa și vreau să iau cupa. A fost o, hai să spunem, o greșeală din partea mea, că i-am dat voie să fac acea lovitură în ochi care mi-a închis ochiul. Dar nu nimic, mergem înainte și vom câștiga. Îl cunosc bine, să spunem, ca sportiv pe Hurduc. Este un sportiv foarte bun și este un sportiv foarte puternic. Da, cunosc că a fost în final, a ieșit cu Alexandru Burduja și sigur, vreau să câștig, vreau foarte mult să câștig, vreau nu doar pe el să câștig, dar vreau să câștig toată piramida și să rămână cupa în Republica Moldova. Chiar îmi doresc meciul cu Hurduc, pentru că este un sportiv de calitate înaltă și va fi sigur cu un meci foarte puternic. Sunt schimbări, aș spune, mari, deci am pus mai mult accent pe tehnica de picioare, ceea ce nu mi-a ajunge, mult timp n-am lucrat la ea. Și în dioște, am făcut o schimbare mare, deci cred că lupta va arăta cu toate schimbările și lumea va vedea schimbări. Nu vreau să vorbesc, va arăta lupta. Vreau să mulțumesc în primul rând Asociației FEIA și în fruntea lui Dumir Darin pentru această ocazie de a participa la această piramidă. Vreau să-i mulțumesc și sunt sigur că nu îi voi dezamăgi. Și vreau foarte mult să invit toți fanii de K1 și anume fanii din Republica Moldova să vină să ne susțină. Sigur, sunt sigur că va fi o gală foarte puternică. And cover.